Dacă așteptați de undeva o veste, poate eu sunt mesagerul acelei vești și am folosit cărțile de tarot în acest sens. Și au ieșit două cărți importante. Cam ce urmează în viața voastră de acum înainte? A ieșit cartea Steaua, o carte foarte bună de speranță, de așteptare, de visare, de vindecare, tot ce poate fi mai bun, nu? Steaua inspiră o stea norocoasă, ceva spre care de multe ori ne îndreptam privirea și ceream ajutor divin. Este cumva intervenția Universului în viața voastră. Urmează să se întâmple ceva bun. E, urmează să luați o decizie, pentru că a ieșit cartea Cavalerul de Spade. Trebuie să spuneți ceva. Acest lucru se rezolvă, se vindecă, se repară, se clarifică spunând ceva, luând o decizie, tăind un pic în carne vie. Un rege de spade cere efortul de a, curajul mai bine zis, de a spune ce dorește. Voință, ambiție. Deci trebuie să spuneți în curând ceva foarte important.